Pentru raci, este un mercur în fecioară în zona studiilor și a cunoașterii. Raci pun în altă lumină, sub altă cheie văd niște realități. Ele pot fi relaționale, pentru că e încărcată zona relațiilor de planete, dar pot fi și niște realități profesionale, planuri de viitor, un alt mod de a lucra. Asta pentru că Uranus este în Taur și vorbește de activitate de zi cu zi și spor financiar. Și Mercur în Fecioară le poate sesiza acum oportunități, pot să renunțe la niște colaboratori, dar să se deschidă către niște persoane noi care le fac propuneri, pentru că au nevoie de mai multă independență și mai multă autonomie și financiară, dar și de lucru. Mai ales dacă niște relații cu cineva n-au funcționat și cumva luptă pentru independență. Mercur le sesizează această oportunități de lucru. Și poate e bine să se uită puțin și la alții care au reușit într-un domeniu ce interesează pe ei.